Demersurile guvernamentale de încropire a unei noi grile de salarizare au reușit doar să învrăjbească și mai mult pe sindicaliști, care sunt nemulțumiți de modul în care liderii marilor confederații sindicale au negociat cu guvernul, favorizându-i pe bugetari, susțin sindicatele din sectorul privat. Referitor la demersurile făcute de cartelul Alfa, noi suntem în cartelul Alfa. Sindicatul Liber face parte din Federația Metaro, Federația Metaro care este afiliată cartelului Alfa. Noi suntem reprezentanți de Bogdan Hosocol. La negocieri, domnul Bogdan Hosu se ocupă mai mult de sectorul bugetar, acum mai puțin de sectorul privat, că el parcă ar fi liderul numai la bugetar, la privat. În domeniul privat nu mă interesează nimeni, că dacă ai contract de muncă la 2 ani de zile sau 2 ani, că așa e legea, maxim 2, minim 1, nu poți faci grevă, nu se ocupe de problemele tuturor salariaților din România, s-a preocupă domnul Bogdan Hosu de anumite categorii sociale care îi dă cotizația, nu ar și să îngrijesc așa. Liderii din teritoriu susțin că Bogdan Hosu, președintele Confederației Sindicale Cartel Alfa, ar fi cântat în struna guvernelor post-decembriste, punând umărul la închiderea industriei românești și la sărăcirea salariaților din sectorul privat, care muncesc ca sclavii pentru salariul minim pe economie. Și în special de sectorul bugetar, asta faci tu așa, Bogdan Hosu. Dacă industria a închis-o și cu acordul lui, probabil și cu acordul lor, că n-au făcut nimic atâția ani cât au condus acest cartel, sau nu mai animat mișcarea sindicală, cel puțin de 10 ani cartelul Alfa nu se vede decât ca o slugă a guvernelor care au perindat în România. Practic, și ceea ce eu zic nu caracterizează și nu reprezintă salariații care lucrează în România și lângă salariații din sistemul bugetar, o prioritate sau pe picior de egalitate ar trebui să fie și salariații care lucrează în domeniul privat, unde este foarte, foarte greu și, într-adevăr, domeniul privat susține un sistem bugetar, așa cum spunea cineva, că ăla gras și la privat vai de capul lui slab și amărât. Cam asta este situația. Sindicaliștii din teritoriu încearcă să facă demersuri pe lângă parlamentari pentru a obține dreptul la pensionare anticipată a celor care au lucrat în condiții grele de muncă și cărora li s-a luat grupa întâi de muncă. Dar sperăm ca următoarea perioadă și la nivel, pentru că nu la nivel național, l-aș vrea să fac la nivel local sau la nivel național, n-am primit niciun sprijin din partea, actualmente din partea parlamentarilor, din partea lui Bogdan Hosu, referitor la salariații care au fost încadrați în grupa întâi de muncă în 1990, conform ordinului 50, și astăzi, după 26 de ani, nu li se respectă drepturile ca loc de muncă încadrat în grupa întâi de muncă și să poată beneficia de condițiile de pensii, datorită unor oameni incapabili, unor oameni, n-am cum să-i caracterizez, care ca să-și dețeană de pensii. Numai la neam se întâmplă așa ceva, pentru că în toate centrele metalurgice din România așa ceva nu se întâmplă, dar neamțul face o... este ceva separat. Eminența cenușie a caselor județene din România este la neam. Liderul sindicatului Liber Petrotub crede că toate aceste acțiuni destructive sunt cauzate de politizarea excesivă a instituțiilor statului, care execută doar comenzile șefilor politici în defavoarea sectorului privat, adus la sapă de lemn de patronatele multinaționalelor interesate doar de externalizarea profiturilor. Miercuri, o delegație a sindicatului Liber Petrotub va participa la protestele de la București, încercând să-și facă auzit glasul pentru a rezolva problema salariaților care au lucrat în grupa întâi de muncă. Cei care conduc nu sunt profesioniști, sunt puși pe criterii politice și cred că este momentul să depolitizăm anumite instituții ale statului și să pună profesioniști. Ce intenționează Federația Metarom să facă ca mijloc de protest în perioada următoare? Referitor la nivelul federației, săptămâna viitoare avem o întâlnire la București. Săptămâna viitoare, mai precis, data de miercuri, în care vom stabili următorii pași alături de propunerile care le-a făcut guvernul și alături de cartelul Alfa ne vom propune sau cine se va propune, vom încerca să fim și să strângem
Liderul sindicatului Liber Petrotub susține faptul că la ora aceasta 70% din muncitorii de la ArcelorMittal Steel muncesc în condiții infernale, fiind retribuiți doar cu salariul minim pe economie și fiind amenințați mereu cu pierderea locului de muncă, în condițiile în care societatea are din ce în ce mai puține comenzi.